Dis de dimineață, soții și soțiile vârstnici au așteptat la coadă pe holurile Palatului Comunal pentru a intra în posesia atât a cadourilor simbolice, cât și a recompensei în bani în valoare de 150 de lei pentru fiecare cuplu. Reprezentanții primăriei au oferit cuplurilor și câte un trandafir, simbolul dragostei eterne, flori înmânate de două domnișoare de la o agenție de modeling. Grigore și Eugenia, da? Da, da. Orizontului. Aici, domnul Grigore. Da? Trebuie să zâmbiți, pentru că, uite, da, ne-am întâlnit și ne bucurăm să ne vedem și la anul. Să trăiți, să sănătate. Sănătate. Mulțumim. În anii trecuți, protagoniștii evenimentului de azi au sărbătorit nunta de aur. Înțelegerea și comunicarea par a fi secretele unei căsnicii reușite, depășind ca importanță starea materială. Răbdarea și toleranța ar fi de asemenea calitățile unei căsătorii de zeci de ani. Care este secretul unei căsnicii de peste 5 decenii? Răbdare, multă răbdare, foarte multă răbdare. Asta e tot. Ce sfatul dați generațiilor mai tinere în ceea ce privește viața de cuplu? Nu știu ce să... Tineretul este altfel, nu se compară ce am trăit noi și ce trăiesc ei. Sunt alte condiții, acum sunt... Noi am avut condiții mai puțin bune. Acum sunt condiții mai bune, mai pentru ei. Păi ce să fie? În primul rând trebuie să fie sănătate și înțelegere. Pentru că dacă nu există înțelegere și sănătate, nu poți să continui. În primul rând, înțelegerea reciprocă, da. Poate că și aceeași meserie contează foarte mult, noi am lucrat în învățământ și cred că astea sunt suficiente. Și iubirea, bineînțeles, între cei care fac pasul acesta. Bucurie da. Mare este că am ajuns la 60 de ani de amândoi. Asta este o bucurie și acolo noi ne-am realizat meseria noastră care a fost și ne mândrim de ea și deocamdată acum suntem. Spuneți-ne și nouă, vă rugăm, care este secretul unei căsătorii de peste 5 decenii? Păi să vă spun, eu am 59 anul ăsta. Înțelegere, noi am muncit de mici, nu am fost așa oameni înstăriți, dar am muncit de mici. Ne-am înțeles, ne-am văzut de treabă, am avut servicii bune și soțul meu a lucrat la ziar, eu în comerț, a fost totul bine, ok. Păi trebuie să fie înțelegere între soț și soție, chiar dacă mai e discuții, copiii, trebuie să știi să conduci o familie și să lași unul de la altul, că nu poate să fie numai roz, dar la noi a fost bine. 904 cupluri din municipiul Buzău au fost pe lista de beneficiare ai cadourilor oferite anul acesta de primăria Buzău. Mâine, la prânz, la starea civilă, vor fi premiate peste 100 de cupluri care au ajuns anul acesta la nunta de aur, pentru ca apoi să se bucure de o masă festivă la un restaurant în oraș.